Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare vă propun să descoperim împreună procedura de evaluare a activității directorilor și respectiv directorilor ajunți din unitățile de învățământ preuniversitar. În baza ordinului numărul 3623 din 11.04.2017 are loc o evaluare anuală a directorilor și directorilor ajunți din unitățile de învățământ, evaluare ce se realizează în următoarele etape: autoevaluarea, evaluarea de etapă, respectiv stabilirea punctajelor și acordarea calificativului. Așa cum se precizează, rezultatul se concretizează într-un calificativ anual. Iată și fișa cadru cu unitățile de competență, cu atribuțiile evaluate, cu criteriile de performanță utilizate în evaluare și respectiv cu defalcarea punctajului pe fiecare atribuție și respectiv criteriu de performanță. După cum se poate observa, se acordă pentru motivarea și antrenarea personalului în activitate punctaj separat, pentru monitorizarea, evaluarea, controlul activității în unitatea de învățământ, pentru relațiile de comunicare, pentru pregătirea profesională. Inspectoratul școlar va decide redistribuirea punctajelor. Iată și raportul argumentativ privind activitatea directorului, raport pe care fiecare manager de unitate de învățământ îl completează și îl detaliază în funcție de aspectele specifice din unitatea proprie de învățământ. În final, iată și situația centralizată a inspecțiilor și respectiv monitorizărilor și evaluărilor prin care unitatea de învățământ a trecut în ultimul an școlar. Vă spun la revedere și vă